Vă invit să ne ridicăm cu toții și vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la profetul Ieremia, capitolul 18, primele 6 versete. În Biblia Cornilescu, în limba română, la pagina 755, Ieremia 18, de la versetul 1 la 6. Cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului și care sună astfel: scoală-te și coboară-te în casa olarului. Acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Când m-am coborât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel, zice Domnul? Iată cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casă a lui Israel. Amin. Amin. Vă rog să ocupați loc. Vedeți, de multe ori ne gândim că pentru a ne vorbi Dumnezeu ar trebui să ieșim din cotidian, să ieșim din viața de zi cu zi și ne gândim că ar trebui să fie create niște condiții speciale, să fim luați și duși undeva, știu eu, cu totul și cu totul într-un loc aparte. Ori aici avem de-a face cu un salt înăuntru cotidianului, înăuntru unei meserii, înăuntrul unei vieți în care te murdărești pe mâini și muncești din greu, trudești. Și atunci, iată că Dumnezeu se folosește de astfel de lucruri și de astfel de profesii și de astfel de împrejurări ca să ne vorbească, nu mai să auzim. De multe ori am prieteni care lucrează pe troc și mă sună și zice: frate Dorin, numai te-am sunat să spun ce mi-a vorbit Domnul, să spun că mergând cu trocul meu de-a lungul Americii, ascultând cântarea, ascultând versetele, ascultând o predică sau rugându-mă, uite ce mi-a vorbit Dumnezeu. Între două suspine, așa e gândul meu pe care l-am, motoul, dacă vreți titlul, între două suspine. De ce? Pentru că aici, când Domnul vorbește lui Ieremia, suspină de două ori. Și prima dată suspină pentru că zice: îmi pare rău că trebuie să îi pedepsesc, să le fac rău. Și îmi pare rău. Am zis despre un neam că vreau să-l binecuvântez, dar el nu se pocăiește, neamul ăla. N-ascultă de Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu suspină și zice: îmi pare rău, trebuie să-i pedepsesc. Și îmi pare rău că trebuie să-i pedepsesc. După aceea zice: se depărtează, nu ascultă și mai îmi pare rău de ceva, că nu pot să le fac bine, versetul 10. Și iarăși suspină. A doua oară. Ce se întâmplă între aceste două suspine? Ce are loc? Ne vom uita, sigur că pe scurt, la ce s-a uitat Ieremia. Și vom încerca să surprindem, dacă se poate, ce a surprins el. Este un fel de lecție cu obiecte, dacă vreți.
Nu este o lecție cu concepte abstracte, cu concepte filozofice, greoaie. Dar îi spune atâta, du-te în casa olarului and pay attention. Deschideți ochii și să observi ce se întâmplă. Și eu am să te fac să auzi cuvintele mele. Tot ce se întâmplă acolo, așa cum se scoală el dimineața, merge în șoprul lui, să nu vă imaginați că era un atelier cu aer condiționat și pus la punct și că avea o roată din aceea care se învârtea cu un motoraș electric sau știu eu cu ce senzori. Și... Nu, nu, era totul rudimentar și o roată pe care o acționa cu pedala, cu piciorul, lucra cu mâinile lui, era un morman de noroi acolo. Și lua din mormanul acela de noroi și îl punea pe roată și încerca să facă ceva. Dumnezeu ia acest tablou al olarului și al lutului și ne dă o lecție. Pentru că, zice profetul Isaia de data asta, zice, așa suntem și noi. Isaia 64. Zice, Doamne, așa suntem și noi, ca lutul. Tu ești ca un olar și noi suntem ca un lut. Lutul e un material, am zice noi, ușor de lucrat, ușor de modelat. O să vedeți că nu-i chiar așa. Și după ce ai modelat cam ce ai vrea să ai, ce ai vrea să faci, îl pui tu la soare, îl pui la uscat, dar mare lucru nu ai făcut, pentru că dacă în vasul acela, știu eu, pui apă sau vrei să-l folosești, nu dă rezultat. Se moaie din nou, așa-i? Ce mai trebuie? Băgat la 700 de grade. Băgat la cuptor. De multe ori, și când iese de acolo, de la cuptor, încă nu-i gata. Și depinde cum s-a comportat pe roată. Totul depinde de ce s-a întâmplat acolo. Cam cu 1000 de ani înainte de Hristos, în nordul Italiei, unde este acum Toscana, o zonă foarte frumoasă, din munții aceia, era un popor renumit, un popor foarte talentat la arta olăritului și la lucru în ceramică. Lucrau ei și cu metalele foarte bine, etruscii. Și ei coborau din munți și veneau la vale, veneau unde erau așezările și unde era populată zona, își întindeau tarabele și își puneau oalele și venea latinul și lua oala și se uita la ea și o întorcea pe toate părțile. Știți ce spunea latinul? Zicea, sine cera, sine cera. Adică olarul mai făcea ceva, dacă nu era un olar destoinic. Vasul are pori, are anumite fisuri ascunse, are anumite lucruri care nu erau bine finisate și terminate. Și atunci dădea cu ceară. Da? Îl vopsea frumos, îl picta frumos, dar îl dădea cu ceară. Și sigur că arăta bine, dar când gospodina îl punea pe foc să facă sarmalele, ceara se topește. Și de acolo vine cuvântul sinceră, sincer, sine cera. În limba latină înseamnă fără ceară, fără machiaj, fără cosmetica asta de pe deasupra. Și totul depinde de ce se întâmplă pe roată. Primul lucru care îl vede Ieremia, zice, m-am dus și olarul lucra pe roată. Cineva mișca roata. Olarul lucra, roata se învârtea. Cineva controla roata asta, îi dădea o anumită direcție, îi dădea o anumită viteză, o punea în mișcare când trebuia. Făcea exact ce trebuie să facă, să scoată ceva din lutul acela, din,
din boțul acela de pământ. Cineva controlează, iubiții mei, roata. Ați auzit cum se lamentau, pentru că așa ne lamentăm toți, la un moment dat sau la o anumită vârstă. Da, frate Florian, m-am dus în Oradea, la dumneavoastră, la Bihor. Acolo, de fapt, eu am primit pe Domnul în Oradea. Și în spatele gării, la Biserica Philadelphia, am întâlnit un frate bătrân pe care nu l-am văzut de mult, fratele Silaghi. Fratele Silaghi. Zic, frate Silaghi, câți ani ai? Și zice, așa cum numai Silaghi poate să răspundă, zice, mă, câți îmi dai? Zic, eu ți-aș da, dar eu nu am să-ți dau. N-a zice, nici eu nu pot să spun câți am. Pot să spun numai câți am avut. Dar câți am, nu știu. Ce, tu poți să spui câți ai? Poate cineva să spună câți ani are? Nu, putem să spunem numai câți am avut. Și zice David, pe când eram încă un plod, fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele vieții mele. Acum vine David și zice în Psalmul 90, învață-mă. Ce? Anii? Păi ce ani? Zilele măcar. Să căpătăm? O inimă înțeleaptă. Roata se învârte. E roata lui Dumnezeu, e roata vieții. Noi suntem lutul, El este olarul. Și e foarte important să știm, pentru că atâta se învârte cât trebuie. Uneori cu o viteză și cu un iureș, că zic, zicem, Doamne, nu face sens. Mă doare capul să învârte lumea, să răstoarnă tot. Nu mai văd nimic, nu mai face nimic sens. Dacă nu s-ar învârti, dacă n-ar face full circle, atunci pe vasul tău ar apare acele deviații, acele modificări, acele impurități. Altădată, sigur că da, trebuie să se oprească sau să meargă mai încet, pentru că materialul din care sunt făcut necesită o anume procedură la momentul acela. Dar, zice Ieremia, asta am văzut prima dată. Apoi am văzut încă ceva. Deci am făcut observație cu privire la lut. Foarte simplu și foarte interesantă această observație cu privire la lut. Și anume, zice, am văzut că este ceva în natura lutului, este ceva în felul de a fi a lutului. Adică se întâmplă ceva cu lutul așa cum se întâmplă de obicei cu lutul. Și ce se întâmplă? Nu? Izbutește. De ce? Că-i lut. Suntem țărână, Doamne. Tu știi că suntem țărână. Suntem un pumn de țărână. Suntem numai lut, Doamne. Și zice Ieremia, m-am uitat și am văzut că exact asta se întâmplă cu lutul, ce-i caracteristic lutului. Nu izbutește. Nu poți să faci mare lucru din el. Te aștepți la o grămadă de lucruri. O, zice, m-am dus acolo, păi am crezut că frații o să mă bage în seamă, am crezut așa și m-am dus cu niște așteptări. Sau te duci în familie cu niște așteptări, sau te duci într-un loc în altul cu niște așteptări. Și sigur, imediat, cu cât e standardul mai sus de așteptări, cu atât sunt dezamăgirile tale mai multe și mai mari. De ce? Că lutul, în caracteristica lui, așa e făcut să nu izbutească. Are ceva în textura lui intimă, are ceva în felul lui adânc de a fi. Și numai dacă vă uitați pe pagina cealaltă, în Biblia Cornilescu, zice Ieremia, tot Ieremia, că el le trăise pe pielea lui și le spunea ca nimeni altul, zice, dați-mi voie să vă spun ceva despre inima omului. Ieremia 17:9. Zice, cât despre inima omului, o și în altă parte, zice profetul, blestemat să fie omul care se încrede în om. Dar Ieremia zice, să vă spun cum este inima. Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima
și cer cărunchii ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Dar dacă te uiți la inima omului, e un pumn de țărână omul. Ne ducem în cea mai adâncă lucrare a lui Pavel, a Sfântului Pavel, și îl aflăm în Romani, în capitolul 7, îl vedem pe acolo prin versetul 18, dacă nu greșesc, după ce se lamentează, zice, nu reușesc, zice că îmi place voia lui Dumnezeu, îmi place legea lui Dumnezeu, dar nu pot respecta și nu vreau să fac rău, dar vreau să fac bine și tot ce vreau să fac nu-mi iese și ce nu vreau să fac îmi iese, stă lipit de mine păcatul ăsta. Și spune, nimic bun nu locuiește în mine. Atât de sincer, sinecer, atât de fără ceară devine vasul Sfântului Pavel, încât ne lasă să-i vedem disperarea și să-i auzim strigătul și zice, o, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Este natura lutului să nu izbutească, zice Ieremia, asta am înțeles, asta am văzut. Și primul vas făcut de Dumnezeu în grădina Edenului, primul Adam, l-a făcut din pământ roșu, l-a făcut în afara grădinii, l-a făcut așa cu toată dragostea și cu toată pasiunea cât a pus Dumnezeu în el și a suflat în el viață din Dumnezeu. Și cu toate acestea a venit o zi când Dumnezeu a zis, deschideți poarta și dați-l afară pe el și pe nevastă sa și puneți acolo un arhanghel cu sabia învăpăiată. De ce? Că nu mai are voie să vină înapoi. Și apoi l-a ales pe Israel ca pe un vas de cinste, ca pe un vas special și l-a băgat, l-a slugărit și l-a chinuit 430 de ani în țara Egiptului. Știți cât i-a trebuit lui Dumnezeu să scoată evreii din Egipt? O noapte. Dar știți cât i-a trebuit lui Dumnezeu să scoată Egiptul din evrei? 40 de ani. Și încă nici nu l-a scos de tot. Că după ce au mers în Canaan, iar s-a acățat de ei toate alea. Și au mai trebuit băgați la o școală și la un cuptor ca să le scoată din cap. Idolii. I-a trimis în Babilon la un tratament și mai dur, la un tratament special. Și sigur că vasul acesta, la un moment dat, a spus Domnul Iisus Hristos, nu va rămâne în capitala voastră, pe la anul 70, nu va rămâne piatră pe piatră. A fost tarat Ierusalimul. Au fost împrăștiați evreii. Zici că ai luat vasul ăsta ales al lui Dumnezeu, poporul ales și l-ai izbit de toți pereții și l-ai izbit de toate stâncile. Țânder s-a făcut. Dar Dumnezeu n-a lepădat Israelul și nu și-a întors pentru totdeauna fața de la ei, ci după sute și sute și sute de ani, pe 14 mai 1948, ce se întâmpla? Vasul era pus iarăși în lucru, era pus iarăși la locul lui. Vedeți? E foarte, foarte serioasă munca asta cu vasul. Avem atâtea impurități, trebuie să ne ia, să ne frământe, mai scoate o piatră. Mă, dar asta unde a fost? Păi prima dată nu se vedea, părea așa frumos, ziceai că faci din el ce vrei, da, de unde? Ia mai vezi, mai niște impurități, mai niște amestecuri, mai nu vrea, mă, cum se căpățânează? Da, l-a scăpat când s-a pocăit, zice, nu mai fumează, nu mai înjură, nu mai bea, nu mai destrăbălează, da, da. Cum scapă de mândrie acum? Cum scapă de gelozie? Cum scapă de vorbire de rău? Cum scapă de invidie? Cum scapă de atâtea și atâtea alte lucruri de care trebuie să scape? Doamne, ce mai este acolo? Și e bine, până când roata se învârte, e bine. Până când mâna modelează, e bine. Pentru că a treia observație și ultima, zice Ieremia, pe lângă roată, pe lângă lut, am mai văzut ceva.
Am văzut ceva ce numai olarul știe să arate și să manifeste. Și numai la olar și la natura lui se vede. Am văzut că, nu știu cum e olarul ăsta și ce-i cu el, dar nu renunță. N-a luat pământul ăla și să-l arunce departe. Zice, vasul n-a izbutit, dar n-a zis, arunc pământul ăsta că nu-i bun și iau altul. Nu. A zis, a făcut alt vas și a lucrat pe el și a muncit pe el și a insistat pe el până a făcut din el un vas cum i-a plăcut lui să-l facă. Pentru că asta e în natura lui Dumnezeu. Să nu renunțe. Până ești în mâna lui Dumnezeu, ești bine. Nu-ți place tratamentul, nu-mi place. Mă doare, comentez, zbier din toți bojocii mei și din toți rărunchii. Dar până suntem în mâna lui, bine. Că suntem în mâna olarului. Și el ne iubește. Și nu ne aruncă și nu ne lasă și nu renunță la noi. Pot să zică oamenii ce vor ei, pot să scrie ce vor, pot să dea sentințe cum vor, pot să declare ce știu ei. Dar cât ești în mâna lui Dumnezeu, ești bine. Lasă-te modelat, pentru că mâna lui și inima lui și dragostea lui, așa e natura lui Dumnezeu. Zice Petru, în 1 Petru 5 cu 6, zice, smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu. Adică câteodată Dumnezeu trebuie să împingă, trebuie să pună presiune. E o piatră acolo, până iese aia afară și o scoate și doare de nu mai știi cum te cheamă. Dar e bine că nu renunță și nu cedează și nu face lucrurile de mântuială. Cum spunea fratele Pavel, toiagul ăsta, bâta asta criminală, știți? Pentru Moise n-a fost decât o bâtă criminală. I-a dat egipteanului una în numele tatălui sau unde l-o fi lovit, nu știu. Și după aia l-a ascuns în nisip. Nu știu cum l-a ascuns bietul de el, că degetele de la picioare au rămas afară. Și au venit oamenii lui Faraon și l-au depistat imediat, o scurtă anchetă, imediat s-a aflat. Moise fugise deja. Dumnezeu a zis, păi Doamne, dar am vrut că focul aveam. Și Dumnezeu a zis, nu, trebuie alt foc. Mai durează vreo 40 de ani. Dar vreo 40 de ani mai durează. Du-te acolo, muncește, slugărește, umblă rugându-te, stai pe roată și apoi într-o zi se aprinde un foc și tu te vei întoarce și vei zice, păi, dar nu se stinge. Și te vei duce să vezi de ce nu se stinge. Așa-i? Te vei duce. Și atunci Dumnezeu îți va da un toiag și va zice, Moise, ăsta e alt toiag. Ăsta e toiagul lui Dumnezeu. Pe ăsta îl întinzi către Marea Roșie. Nu mai e bâta aia criminală. Și lasă-mă să-i îngrop eu, că eu când să-i îngrop nu le rămâne degetele afară. Și i-a îngropat cu armată, cu tot. Și cu cară, cu tot. Numai așa fain a făcut cu câteva valuri peste ei. Imediat i-a acoperit. Dumnezeu nu renunță. Nu renunță la noi, nu renunță la tine. Nu renunță la voi. Ce prunci ăștia? Păi ăștia nu știu nimica, Doamne, ăștia sunt cu asta, cu butonarea, ei au ADD, Attention Deficit Disorder, n-ai cu, Doamne, generația asta e în mâna lui Dumnezeu. Amin. Și noi ăștia care comentăm și care tot timpul bolborosim și nu suntem mulțumiți, și noi suntem în mâna lui Dumnezeu. Amin. A venit un frate bătrân, nu de mult la mine, acolo la Emanuel, zice, frate Dorin, zice, să spun cum ne-a îmbumbat Dumnezeu gura. Sigur că nu
o să înțeleagă mulți regionalismul ăsta, dar zice să spun, zice, cum ne-o îmbumbat. Zice, eu eram între bătrânii ăștia care tot timpul bagă de vină, care nu le place nimic. Cântarea nu-i bună, predica nu-i bună, fanfara nu-i bună, nimic nu-i bun, că dacă e în engleză, zice, e în engleză, dacă e în românește, zice, e în românește, dacă e cu mâinile pe sus, zice, e pe sus, dacă le ține jos, zice, le ține jos. Și zice, Dumnezeu, alduitul mi-o îmbumbat gura. Că zice, când o cântat, l-a zis către mine, bă, dar tu ai cântat mai bine? Când o predicat, fratele, a zis, dar tu ai predicat mai bine dacă ai fi în locul lui. Și am zis, nu atunci taci. Taci și rogă-te. Și zice, acum nu mai comentez, acum nu mai critic, dar o trebuit, o zis că Dumnezeu l-a băgat la presă, zice, m-a băgat acolo, știi? Ca să-mi îmbumbe gura, mă bag acolo. Și uite așa face. Dar știi? Că își murdărește Dumnezeu mâinile cu noroiul meu. Și important e că nu renunță la mine. Mulți o să zică, ești un rebut, ești târziu, ești terminat, nu mai ai valoare. Nu. În mâna lui Dumnezeu ai valoare. Pentru că ai valoare în ochii mei. Pentru că ai preț în ochii mei, zice Domnul. Și l-a trimis pe al doilea Adam. A venit Fiul lui Dumnezeu în lutul meu, dar fără păcat. Și a zis, uite cum trebuie să arate vasul. Uite cum este un vas. Și acum eu zic, Doamne, există modelul, fă-mă și pe mine. Și zice Sfântul Pavel Galatenilor, zice, eu sunt gata să mai sufăr o dată, ca o muiere când naște, până când Hristos va lua chip în voi, până când imaginea Lui, până când gesturile Lui, până când natura Lui, până când caracterul Lui e în caracterul nostru. Închei cu un exemplu. Mă gândesc la tatăl acela din Luca 15, la care primul fiu s-a dus și a zis, dă-mi. Că așa face lutul. Asta e prima rugăciune a lutului, dă-mi. O, atâta îi place la lut, dă-mi. Și nu se satură. Mai dă-mi bani, dă-mi nevastă, dăm bărbat, dăm copii, dăm avere, dăm sănătate, dăm. Așa știe lutul, asta e limba lutului. Și se duce și cu tot ce îi dă Dumnezeu, îl face praf. Că așa e, nu izbutește, nu știe să facă altceva. Vine acasă cu pocăință. Și ai fi zis că la care a stat acasă și era în adunare în fiecare zi, și era cu mâinile sus în fiecare zi și era primul la ședință și era cu minte și nu încălca niciuna din porunci. Ai fi zis, măi, ăsta trebuie să fie un vas fain, fain de tot. Și când își deschide gurița, ce zice? Tată, tu nu mi-ai dat un ied. Păi cum, mă, pruncule, dar și tu ești tot acolo unde a fost ăla? Pe la ce-o folosit că ai stat acasă? La ce-o folosit că te-ai trudit să ții toate poruncile, toate legile astea? Da, poți să fii religious and lost. Religious and lost. Poți să fii foarte religios și să fii pierdut. Adică să nu te fi întâlnit cu Hristos. Cânți tu în fanfară, cânți tu în cor, cânți tu pe unde cânți, poate și în comitet să ajungi, dar dacă nu te-ai întâlnit cu Hristos și dacă nu ia Hristos chip. Și atunci, exemplu, v-am promis și închei. În 1947 au venit comuniștii la putere și au adunat la București, într-o sală mare, au adunat pe toți liderii de biserici, de culte. Știți că nouă penticostalilor comuniștii ne-au dat dreptul să practicăm liber închinarea. Nu știu dacă o făcut bine sau rău, sau cum am fi arătat dacă ne lăsa să ne adunăm în păduri. Poate că, adică voia lui Dumnezeu cu siguranță a fost să ne dea această libertate Dumnezeu, chiar folosindu-se de ei. Și ăștia, de exemplu, ortodoxi erau așa de entuziasmați de comunism că un pop a venit cu patrafirul și pe patrafir avea secerea și ciocanul. Și a zis,
zice, tovarăș, zice, de acum să nu mai îmi spuneți preasfințe, să-mi spuneți tovarășul episcop. Ca să vedeți cât de mare era râvna. Și o femeiuță micuță stătea lângă bărbatul său, în mulțimea aia de oameni, și i-a tras un cot la bărbatul său și o zice, auzi, zice, eu nu mai rezist mizeria asta și rușinea asta care se pune pe fața lui Iisus. Nu mai rezist. Și el, bărbatul său, s-a întors spre ea și o zice, dar ce vrei să fac? Du-te acolo, zice, și ia cuvântul și vorbește despre Hristos și nu-i lăsa să-și bată joc de Hristos în felul în care își bat oamenii ăștia, așa zis, și ai bisericii. Și zice, bărbatul ăsta era un pastor luteran, tânăr, zice, dar dacă mă duc, zice, s-ar putea să nu mă mai vezi. Zice, nu orice se întâmplă, dar nu, eu nu mai pot să suport rușinea asta. Zice, dar oare chiar să mă duc? Și du-te, femeia aia micuță, plină de credință, sigur. Sora Bințea, așa o alinta, Bințea, sora Bințea, du-te. Și s-a dus. S-a dus bărbatul, a luat cuvântul, nu a vorbit prea mult, că l-a întrerupt. Și duminica următoare avea o nuntă și s-a dus spre nuntă și mașina neagră a securității s-a oprit și l-au luat și nu a mai ajuns la nuntă. Au ajuns în pregătirile de nuntă. Au înfundat pușcăriile 14 ani și jumătate. 2 ani de zile au stat la izolator, la carceră, 4 păreți, nu rezistă. Mare lucru că dacă reziști câteva săptămâni sau luni să nu-ți pierzi mintea. Ăsta a stat 2 ani. Și este mărturisirea lui, o puteți auzi, mult mai fain spusă decât o spun eu. Dar o să vedeți care-i the punchline, care-i aplicația care vreau să o fac. Și a zis, fratele, zice, ca să nu-mi pierd mintea, m-am gândit ce să fac. Că n-aveam numai câțiva metri să mă învârt în celula aia plină de apă, de mizerie, de igrasie. Zice, am zis că fac pe peretele celulei, am luat o piatră care s-o rupt de acolo, din pardosea, de pe jos, am început să zgâriu, să-l fac pe Iisus. Asta numai în închisoare să înțelese lucrurile astea. Și zice, l-am făcut, i-am făcut capul, i-am făcut ochii, i-am făcut părul, i-am făcut urechile, gura, nasul, tot. Am zis, știu că Iisus e cu mine aici, chiar dacă e așa cum îs. Și, Doamne, ce zici? Și zice, Domnul a spus, nu-mi place cum l-ai făcut. Dar de ce nu-ți place, Doamne? Nu-mi place cum l-ai făcut. Și zice, fratele Richard, zice, m-am uitat, are ochi, are nas, are urechi, are gură, pe ce lipsește? Ce n-am făcut bine? Doamne, ce nu-ți place? Uită-te mai bine, zice. Exact ca și în casa olarului. Du-te acolo și pay attention and I'll make you hear my voice. Te voi face să auzi. Dar ce n-are, Doamne? Nu, are urechi, are nas, are ochi, are gură, are tot ce trebuie. I-am făcut un cap frumos, cum m-am priceput? Zicea Wulbrand. Ce lipsește, Doamne? Zice, uite, e bine că lipsește ceva. Doamne, ce lipsește? A, zice, dintr-o dată am înțeles. Am înțeles unde am greșit. Și zice, am făcut numai o schimbare. Am făcut un Iisus trist și l-am făcut să zâmbească. Și când l-am făcut să zâmbească, a zis Domnul Iisus, așa, asta am vrut. Asta am vrut. Pentru bucuria care e pusă înainte. A suferit crucea, a disprețuit rușinea. Pentru că atunci când pentru Hristos treci prin toate astea, El strălucește. Spune și aici închei. Ne ridicăm cu toții în picioare. Ne ridicăm cu toții, please. Zice 2 Corinteni 4:6. Cel ce a zis să strălucească, să lumineze lumina în întuneric, ce a făcut? Ne-a luminat inimile. De ce? Cu un scop precis. Care e scopul? Să facem să lumineze cunoștința slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos.
Vă las cu întrebarea asta. Ce punem noi pe chipul lui Iisus? Un zâmbet sau o lacrimă? Ce punem? După cum trăim, după cum ascultăm, după cum ne lăsăm modelați, în fiecare zi, la sfârșitul zilei, înainte de a pune capul pe pernă, puneți întrebarea astăzi, ce am pus pe chipul lui Iisus? Un zâmbet sau o lacrimă? Haideți să spunem, Doamne, Tu ești olarul, eu sunt lutul. Amen. Orice faci cu mine, ori prin ce mă treci, nu mă lăsa din mâna Ta. Amen. We are still in His hands. We are still in His hands. Haideți cu o predare totală, cu o ascultare totală, să ne lăsăm modelați. Pentru că ăla când s-a pocăit și a venit acasă, n-a mai zis dă-mi. Știți ce a spus? A zis fă-mă. Sigur că el a zis fă-mă ca pe o slugă, ca pe un argat. Domnul a zis numai atâta crezi că pot. Eu pot mai mult. Am să te fac fiu. Am să te fac fiu. Aduceți haina, aduceți inelul, aduceți încălțămintea, începeți sărbătoarea. Doamne, dar slugă! Da, lasă că știu eu. Tu, viziunea ta e numai pentru slugă. E bine că vezi numai atâta, dar eu pot mai mult. Lasă-mă să fac. Și tu trebuie numai atâta să spui, fă-mă. Că înainte ai zis, dă-mi. N-a fost bine. Acum vino acasă și spune-i Domnului, spune-i olarului, spune-i tatălui, fă-mă, fă-mă, mă las în mâna ta, fă-mă. Ne rugăm cu toții. Vamos